Acea țări pentru eficiență energetică a făcut monitorizarea a 24,9 milioane lei din date pe care le-am primit de la autoritățile publice locale. O să remarc doar câteva momente, faptul că marea parte a tehnologiilor utilizate sunt tehnologii de tip CFM, da? Cele care au coțelul de mercur. Totodată țin să remarc faptul că, în conformitate cu unele propuneri, recomandări a Ministerului Mediului și cei ce urmează să fie făcut din anul 2020 și cei ce vrea să facă Republica Moldova în scurt timp, să ratifice convenția de la Minamata, cei ce presupune faptul că noi trebuie să utilizăm tehnologii care nu au coțelul de mercur. Dar asta este un aspect din perspectiva impactului mediu. Important este impactul economic și cel energetic, având în vedere că Republica Moldova are anumite ținte naționale din perspectiva eficienței energetice, economiilor de energie, ceea ce a însemnat că până în anul 2020 Republica Moldova și-a asumat un asemenea obiectiv, anume vorbesc de 140.000 tone echivalent pe două economii de energie la nivel național. La moment, consumul final de energie în Republica Moldova, conform balanței energetice, este de 2.300.000 tone echivalent pe două. Cei și-a asumat Republica Moldova reprezintă acele 9%. În contextul dat și cei ce am remarcat ceva mai devreme, având în vedere că unele autorități publice locale mai departe utilizează banii publici ineficient, Agenția pentru Eficiență Energetică a elaborat un studiu. Acest studiu o să fie prezentat, această evaluare luminotehnică a unui sistem luminat public, pentru că aici nu numai se remarcă acest impact, pentru că cel mai mare impact este impactul social. Fiecare din noi, nu știu dacă suntem, nu suntem toți șoferi, dar cu siguranță suntem pietoni. Iar calitatea iluminării stradale este impactul pentru fiecare din noi, pentru fiecare cetățean care locuiește la o portate publică locală. În contextul dat, o să vă rog pe domnul Cernica Grigori, care este specialist în cadrul Institutul Național de Meteorologie, având în vedere că Agenția pentru Eficiență Energetică, în parteneriat cu Institutul Național de Meteorologie, a făcut această evaluare luminotehnică a unui sistem luminat public și anume această evaluare a fost făcută, a fost realizată în cadrul orașului Băl. Ieri, vă spun bună ziua și vreau să comunic că vă voi informa că la inițiativa Agenției pentru Eficiența Energetică și participarea acestei agenții, Institutul Național de Meteorologie a efectuat evaluarea luminotehnică a sistemului modernizat de iluminare publică în orașul Pălți. Această evaluare a fost efectuată prin verificarea caracteristicilor acestui iluminat public pe unele străzi ale municipiului Pălți. Noi am selectat 5 străzi diferite, în așa fel ca ele se caracterizează în principiu toate străzile din municipiul Bălț. Una din străzi a fost strada Păcii. Și s-a ales un segment, cum spune așa, sporadic, adică la întâmplare, cu lungimea de 241 de metri, lățimea 7 metri, două benzi. Număr total al punctelor de măsurare a constatat 267. 267, în măsurările corespunzătoare. A doua stradă a fost strada Conev. Lungimea 281 de metri, lățimea 10 întreg și 45 metri. Număr total al punctelor de măsurare 260. A treia stradă, segment de drum, strada Victoriei. Lungimea 263 de metri, lățimea 10 întreg și 25 metri, 3 benzi, număr total al punctelor de măsurare, 222. Și un segment de drum, strada Diceba, cu lungimea de 265 de metri, lățimea 15 întreg 60 metri, 4 benzi, număr total al punctelor de măsurare, 408. Și segment de drum, strada Nicolae Iorga, cu lungimea 304 metri, lățimea 15 întreg 80 metri, 4 benzi, număr total al punctului de măsurare, 438. Unele străzi sunt iluminate dintr-o singură parte, altele de alt, mai multe părți, din două părți. Rezultă la cunoștință că sistemul acesta modernizat a fost folosită rețeaua de pilon existentă din oraș. Dar
când am început evaluarea, am constatat că există proiect de montare, de instalare a acestor corpuri tehnice, din punct de vedere tehnic. Însă, în orice caz, nu ne-a fost prezentat un proiect luminotehnic. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că noi trebuia să venim și în punctele indicate în proiect să măsurăm caracteristicile luminotehnice și să le comparăm cu cele din proiect. Deoarece ele n-au existat așa puncte în proiect, în orice caz n-am văzut așa proiect, noi am efectuat măsurările în baza standardelor europene. Și anume, cum s-au ales aceste puncte de măsurare. La fiecare drum, punctele au fost de la bardură 30 cm mai departe de bardură. Și în mijloc la fiecare bandă. Măsurările au fost efectuate la înălțimea de 200 mm, 20 cm de la partea carosabilă. Ca să nivelul de iluminare care se măsoară în lux și luminanță care se măsoară în candele la metru pătrat. Ca să înțelegeți, vreau că în rusești sună osfășionnosti, adică nivel de iluminare, măsoară în lux. Sau, când merge vorba de luminanță, uruvin iarcosti, svetovaie iarcosti. Deodată trebuie să spun că ambele caracteristici fotometrice ale străzilor sunt importante, dar mai important este chiar nivelul de luminanță. Cu părere de rău, noi am fost în stare, am putut să măsurăm nivelul de iluminare în lux, dar nivelul de luminanță, adică, cum spune, uruvin iarcosti, adică iluminarea care se reflectă de la partea carosabilă, nu a fost posibil din cauza calității drumurilor. Работали эксперты, взял огромный кредит на освещение города Бельск. Сейчас, судя из ваших высказываний, значит, все сделано неправильно, наобум, без экспертизы, без нужных фонарей, насколько я вас понял, нужных столбов. И судя из этой диаграммы, получается, что рассеивание света получается только в точке столба. Правильно я понимаю? Если позволите, я дополню. В принципе, в этом кредите, в сумме этого кредита, я уверена, что входило это. Меняйте столбы, меняйте лампы. Ну тогда подождите, давайте тогда по-другому. Давайте мы с совета обратимся в органы прокуратуры, в органы полиции, следственных органов, о том, чтобы привлечь сюда господина Маху к уголовной ответственности за обман и покровительство того, что здесь было сделано. И те, кто это делал, тоже сюда привлечь, потому что взяты огромные деньги. Насколько я понимаю, так мы же еще не рассчитали за это прошлое вот, освещение, будем так говорить, города. А господин Маху везде заявляет, что только при его руководстве было поменено, что это обман. И горожане должны знать про это, что он врет. Când multe corpuri de luminat au fost instalate chiar în mijloc copașcă sau în copași care noi am scris în diagramă. Eu încerc să spun. Я извиняюсь. Экспертизу ваша компания делала? Вот то, что вы говорите, что многие столбы были установлены под деревьями, возле дерева, фонари я не видел. Когда мы измеряли, мы смотрели, безусловно, где останавливались. То есть у вас есть документальное заключение, что это сделано неправильно. Ваша компания подтверждает, что эти лампы использовать нельзя. Но в суде, вот как оно все предсказано. Там можно повторять, нет проблем здесь. Любую точку, которую у нас мы оставим этот рапорт, здесь, который есть по координатам, где находится эта точка. Ну то есть вы понимаете о том, что сейчас людей должны привлечь к ответственности, те, кто заявляли, что все сделано. Я же, как понимаю, здесь денежные суммы немалые, правильно? Параллельно скажу, господин Григорьевич, уголовное дело, в принципе, давно возбуждено после внедрения этого проекта. Но, к сожалению, тормозится уголовное дело, то есть не предпринимаются конкретные
вот с вами действия в рамках уголовного дела по внедрению этого проекта. И я потому и настаивал, чтобы закончились работу по оформлению вот этого отчета, чтобы сдвинуть какой-то точки орган уголовного преследования, чтобы все-таки закончили уголовное дело и отправили дело в суд. Concluziile propoziției le-au găsit în raport, pentru că noi o să lăsăm acest raport neapărat. Concluziile le aveți în acest raport care a fost efectuat. Important este să înțelegeți un lucru, că noi suntem autoritate publică care implementează politica statului, nu suntem o companie, nici Institutul Național de Meteorologie. Asta este important. Foarte mult să luați asta. Noi monitorizăm sectorul pentru că problema nu este doar în orașul municipiului Vlad. Problema este la nivel național. Deci am încercat să monitorizăm sectorul, anume implementării proiectelor în domeniul sistemului luminar public, să dau la nivel național. Am depistat foarte multe proiecte, nu coincid clasa de luminar. Aici, simplu, ca concluzie, clasa de luminar nu s-a respectat. Iar nivelul iluminării nu este respectat în orașul Vlad. Asta este concluzia finală.